Duminică vor avea loc jocurile din cadrul ultimei etape din campionatul județean de fotbal Liga A5 a 5 în seriile Nord, Sud și Centru. Cum campioanele din fiecare serie se cunosc deja de mai multe etape, ultimele jocuri vor ține doar de statistică. CS Mioveni 3 a câștigat seria Nord, în Sud s-a impus Ase Miroș, iar în seria Centru Ase Colibaș. Ultima echipă va juca și finala Cupei României, faza pe județ, în compania formației de Liga A4 a 4 Atletic Bradu II. Tabloul complet al ultimei etape din campionatul județean de fotbal Liga A5 a seriile Nord, Sud și Centru este următorul. Seria Nord, etapa cu numărul 30, Ase Partizanul Vlădești, CS Mioven 3, Ase Lerești, Ase Flacăra Boteni, Ase Rapid Davidești, Ase Dragoslavele, Ase Godeni, Școala de Fotbal Gică Tevoescu, Vulturul Vulturești, Petrolul Hârtiești, Ase Schitu Golești, Ase Cimentul Valea Mare Pravăț, Ase Cetățeni, Ase Unirea Bugia de Jos. Seria Sud, etapa cu numărul 30. Ase energia stolnici, ase progresul recea, ase viitorul Ștefan cel Mare, ase miroși, ase popești ce se petrompitești, ase Rătești, ase unirea tricolor șerbănești, ase steaua negraș, ase unirea hârsești, ase speranța cornățel, ase căldărarul, ase slobozia, ase viitorul lunca corbului, nu se dispută, iar ase izvorul va sta. Seria Centru, etapa cu numărul 34. Ase Draganu, Cese Albota 2012-2, se Domnești, Ase Stejarii Beleți Negrești, Ase Căteasca, Ase Colibași, Fece Danus Coman, Ase Șoimitic Veni, Ase Deportivul Mălureni, Ase Mușătești, Ase Oarja 2011, Ase Flacăra Leordeni, Ase Ciofrângeni, Ase Sporting Stănești Corbi, Cese Edilul Pitești, Ase Voința Valeașului, Ase Voința Budeasa, Ase Unirea Călinești.